Acești copii sunt din comuna Hârtiești din Argeș, acolo unde există o secție unde se încearcă păstrarea tradițiilor populare nealterate. Îmbrăcați în costume populare specifice zonei, copiii abia dacă scot o vorbă, fiind atenți la ceea ce meșteresc. Am luat un trifoi cu patru foi, care este un șablon ce simbolizează norocul și pur și simplu l-am pus pe lucru, pe lemn și îl conturez pentru că după o să meargă la traforaș și după la pirografat. Fac mărțișoare. Pentru cine? Pentru mama mea, sora mea, bunicii mele, prietenilor mei. Fac fluturaș care simbolizează libertatea. Unii dintre ei vor să facă din asta o meserie pentru viitor și dascălii îi îndrumă spre același lucru, fiind convinși că odată și odată tot se va reveni la tradiții. Se încearcă păstrarea tradiției populare. Pentru asta am încercat să învățăm copiii să confecționeze mărțișoare pe care le vor da și vor bucura mămicile, învățătoarele, colegii, colegele. Cum o zi de muncă trebuie să se termine cu distracție, meșterii au încins în joc așa cum se face la Hârtiești. Asta-i hora horelor! Hora hârtieștilor! Ușuri bate tare! Să se audă îndepărtare!